De vineri 13 august, la trecerea frontierelor din țările Uniunii Europene, vor fi recunoscute doar certificatele digitale ca documente care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test PCR. Astfel, adeverințele clasice nu mai sunt valabile în acest scop. Potrivit grupului de comunicare strategică pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țărilor UE, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR, doar certificatele digitale, care pot fi eliberate foarte ușor accesând site-ul www.vaccinarecovid.gov.ro. În alte state din UE nu va fi recunoscut certificatul de vaccinare eliberat în momentul vaccinării pentru fiecare persoană. Astfel, tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea normelor naționale de carantină din fiecare stat.